Foarte care nu percepe. Haideți să mergem mai departe. În primul rând, de ce privește natura războiului, frate ministrurile mele, dragi tineri, e lucru care, de la care trebuie să pornim și trebuie să înțelegem și cred că știți atât de bine. Fiecare dintre noi suntem compuși din trei părți. Există caroseria asta pe care noi un intru, care o îmbrăcăm frumos, care o dăm cu gel, care o cosmetizăm, care o tragem la patru ace, care o pozăm, o perspectivă care vrem să dăm oamenilor, ăsta e trupul. Care e preocuparea numărul unu omului. Oricât de pocăiți ați fi, dacă am fi sincer, am spune, da, trupul e preocuparea numărul unu al nostru. Apoi există partea cea anumită suflet, cu care plângem. Care ne impresionează și ne năpădește o lacrimă. Nu știu cât de romantic mai sunteți, fete. Când primiți o floare. Dacă plângi, înseamnă că sufletul tău încă vibrează. Sufletul e cel care te duce în timp și îți aduce aminte de copilăria ta. Poate pe cei mai în vârstă. Cu sufletul mergem în timp, pentru că sufletul ăsta nu rămâne în trupul acesta, ci e mai mare decât trupul. Mă, dacă te-ai văzut în trup. Îți aduce aminte când mergeai la sapă, la coasă, când pescuiai, când făceai mari somne sau nu mai știu ce, ca și copil. Cel mai multe amintiri care le-am referitor la tineretea mea, la copilăria mea, era sâmbăta când bunicul mă trimitea să spăl bibulii. Mergeam în somne și călare pe ei, cu perea de sârmă. Asta era amintirea, amintirea că era cel mai distractiv, să sar de venit cu bibul, să-l ții de poadă, să mergi prin somne și era bucuria vieții mele. Dacă mi-aș dori ceva să mă întorc în timp, ar fi să mai mă duc la bunicul, să mai am bibul, să mai mă bucur de ei. Era o chestiune care nu fermeca sufletul meu de copil. E ceea ce m-am cerit. Nu mai este acolo. Dar parcă aș fi acolo. Și spun, cu sufletul. Cu sufletul ne lăpădește dor după amintiri, după oamenii care au trecut, după părinți. E sufletul cel care radiografiază această imagine. Apoi există cealaltă parte, poate cea mai neglijată, care este Duhul. E partea umană singura care poate să intre în contact cu Dumnezeu. De ce zice Biblia? Adevărați închinătorii, oamenii care se roagă în Duh și în adevărat. Că oameni sinceri, ce vorbesc, spun sincer, dar partea lor numită Duh. A treia parte umană, și Pavel le menționează toate cele trei. A treia parte umană, Duhul, intră în contact cu Dumnezeu. Vorbește cu Dumnezeu. Când îl simțim pe Dumnezeu, dincolo de ce rezidă, că ne bucurăm, că poate ne prăbușim pe genunchi, că poate vărsăm o lacrimă, care e exprimarea sufletului, Duhul nostru percepe pe Dumnezeu. E, vreau să vă spun un lucru. Războiul acesta spiritual comportă toate cele trei dimensiuni, dar în mod special partea duhovnicească. Diavolul n-are voie de Duhul tău. Nici de sufletul nostru. În sensul inimii, în sensul sentimentelor. Nu gândiți sufletul în contextul Noului Testament. Ci în context psihologic, dacă vreți. Ce are nevoie de Duhul nostru. În momentul în care trupul nostru și sufletul nostru este supus lui, e câștigat el. Trupul e o chestiune de timp. Trupul e o chestiune de timp. Dacă ne-a câștigat sufletul, dacă a întrerupt comunicarea între noi și Dumnezeu și Duhul nostru nu mai percepe pe Dumnezeu și nu este al lui Dumnezeu și nu este plin de Duhul lui Dumnezeu, ia un loc câștigat. Bineînțeles, ca să ridiculizeze, ca să-și arate puterea diavolului, mai dă de cum și cum. Și când vorbim despre exorcizări sau despre oameni demonizați, vorbim de oameni care de mult au avut influența demonică la nivel de Duh și de suflet, și acum o fructoară cu timp. A pus stăpânire și pe trup. Nu intrăm în detaliul acesta. Dar, în primul rând, războiul acesta este unul spiritual. Ce ține de spirit, de Duh. Și dacă o câștigat spiritul nostru, diavolul a câștigat Duhul. Suntem mai lui pentru veșnicie. Bineînțeles. Dacă nu suntem acasă și te copii, vorba frate, bine. Mergem mai departe. Al doilea lucru despre care vrem să menționăm este durata războiului. Am înțeles natura războiului. E o natură invizibilă. Nu-i ce se vede, ci ce nu se vede. Cât timp intrăm în războiul acesta? Când începe acest război? Frații mei, spunea Apostolul și să vă mai iau ochii de acolo, haideți să citim Efeseni, capitolul 1, dacă nu greșesc, capitolul 2. Versetul 1 zice în felul următor. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre care trăneați odinoare după mersul lumii acesteia,
după Domnul puterii văzduhului, adică eram de partea Lui. A Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei, eram și noi toți odinoare când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei, ca și ceilalți. Dar Dumnezeu care este bogat în îndurare pentru dragostea așa mare pe care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, i-a pus la viață, atenție, împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. Și acum, El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. A fost o vreme în care noi eram mai diavolul. De drept era mai Domnului puterii văzducului. Din momentul nașterii din nou, sau din momentul botezului, am pecetuit nașterea din nou prin botez, n-am făcut nimic altceva decât să facem transferul din lumea duhurilor Întunericului, din posesia diavolului în posesia lui Dumnezeu. Suntem oameni din împărăția lui Dumnezeu. De aceea, începutul acestui război este marcat de botez, de nașterea din nou. Eu când îi văd pe tine vesel, bucuroși la botez, justificat, e normal. Întotdeauna încerc să le temperez acest zâmbet, să le zic. De mâine începe războiul. Până acum a fost cum a fost. S-a rugat mama, s-a rugat tata pentru tine. Ai cochetat cu pocăință. Dar în momentul în care tu ai intrat la apa botezului, n-ai făcut nimic decât necivilizat și nesimțit. Să-i întorci spatele diavolului și să zici, de astăzi încolo eu mă uit spre Împărăția lui Dumnezeu și a lui Dumnezeu. Asta e făcut. Și crezi că diavolul stă? Din momentul acela, pe viață și pe moarte, duce o luptă pe care mulți dintre noi o sufrăm. Și o luptă care începe în momentul nașterii nou și va ține toată viața noastră de credință. Aș vrea să-și ia măcar în mâna omul să ia cu concediu. Când e cald și torit în spate. Măcar atunci să-și ia concediu. Aș vrea să-i fie fric să bagi undeva în locul lui să nu mai văd. Să nu mai circulete să-și ia gata. Aș vrea să-l prindă cineva, să-l bage în pușcărie și să scap din el măcar pentru două zile. Să nu mai vechezi, o să stau liniștit. Să mai trag sufletul. Nu se poate. O asemenea așteptare din el nu există. Durata războiului este din momentul în care ne-am întors la Dumnezeu și îl slăvesc pe Dumnezeu pentru cei care v-ați întors la Dumnezeu. Ați hotărât să vă luați inima din să zici, eu îs parte din poporul lui Dumnezeu. Să certificați lucrul ăsta cu dovezi. Cu botezul în asta. Dar de astăzi încolo și de atunci încolo vă așteaptă război care ține toată viața voastră fără nicio oprire, fără niciun concediu, fără nicio paranteză, fără nici o rezervă. De astăzi încolo toată viața noastră de credință. Greu. Greu. Nu știu câți dintre noi conștienți lucrul acesta. Este greu. Pus acolo trei chestiuni. Doar absența războiului există trei situații și doar ne nominalizez pentru că nu îi și trece. Unu. Este moartea. În momentul în care ai murit, diavolul nu mai are nimic de face cu tine. După moarte nu mai poți nici să-ți câștigi mântuirea, dar după moarte nu mai poți nici să-ți pierzi mântuirea. E logic, nu? Dacă condamnăm parastasurile și pomenele, atunci n-ai cum să încurajezi sau să înfrigi pe că după moarte poți să-ți pierzi mântuirea. Nu există. În momentul în care ai murit fizic, în momentul în care ai murit fizic, diavolul nu mai are nimic de face cu tine. Pentru că sufletul nostru, pentru că Duhul nostru este al lui Dumnezeu și nu poți să-ți pierzi mântuirea. Apoi este perioada aceea de 1000 de ani, spune Cuvântul Dumnezeu, că diavolul este legat. Cred și mi-aș dori să, doar să percep, să pot să trăiesc, poate, timpul acela în care să nu mai am ispitele diavolului. Firea pământească va rămâne, ispitirea firii pământești va rămâne, dar din exterior nu va mai fi nicio ispitire, pentru că diavolul este legat și legat. Și apoi ultima, spune Cuvântul Dumnezeu, că diavolul va fi prins și aruncat în iazul de foc, pentru tot diavolul. Nu știu cât dintre noi este experimentul ăsta. Dacă e moarte, nu ne mai ajută cu nimic. Până la iazul de foc și până la mileniu, s-ar putea să ne mânânce demonii și diavolul aici, dacă nu vedem. De aceea, frații mei, când trăim aici, trebuie să înțelegem aceste chestiuni despre război. În fiecare zi există război. O simți, că nu simți. Că e mai lejer. Unii cred că dacă nu se ispitiți în ultima perioadă, că dacă nu au avut nicio problemă, că dacă nu au avut niciun anturaj care să zică, bă, du-te, bă, și fă și diavolul undeva și-o lua o mers în Valencia. Se relaxeze. Nu există așa ceva. Chiar dacă nu-l simți, diavolul e acolo. Tine, dragi, chiar dacă nu-l simți, diavolul e acolo, pentru că lupta începe din momentul botezului și merge toată viața. Merge mai departe. Adversarii, mers. Ce? Vedeți, frate, sunt viteză. Bine, frate, nu sunt viteză.
Adversarii, primul adversar pe care îl cunoaște atât de bine este diavolul în sine, numit Satana, Lucifer, diavol, drac, spuneți cum vreți, unii se feresc de numele acestui. Uitați-vă în Scriptură că sunt simte toate. Vreau să spun un lucru și unii sunt stresați de faptul că se predică despre diavol. Că noi trebuie să predicăm pe Mântuitorul. Foarte bun. Dar în bună măsură, dacă Cuvântul lui Dumnezeu lăsat descrie despre diavol, caracteristicile diavolului, eu nu cred că Cuvântul lui Dumnezeu lăsat la voia întâmplării. Eu lăsat ca noi să le cunoaștem, să fim preveniți de aceste lucruri, să le cunoaștem foarte, foarte bine adversarul. Țin minte, cu ceva vreme în urmă, îmi plăcea să mă uit, m-a lăsat de urmărit fotbalul și i-am dat pe buc. Și la un moment dat, admiratorul meu, eram în adolescență, în perioada aceea, am zis, bă, era o partidă pe bune, am zis, bă, rupe pe ăsta. Nu știu ce ești, mi-e ferit ce antrenamentul făcut adversarul, și ăsta intră pe știrea de presă și a zis, mă, toți s-au bătut jocul, nu mai mă lupt. Pentru că dacă mă lupt mâine când ar fi meciul, o iau. De ce? Pentru că și-o da seama că antrenamentul lui, că forța lui, e mult mai mică decât adversarul. Și-o zis, mă lupt degeaba. Și-o cunoscut foarte bine adversarul. Și-o fugit. Mai bine fug și sănătos decât acolo și să iau un freză de românești. Frații mei, cât de bine vă recunoaște fiul diavol? Noi îl vedem și de norocitele de filme și de desene animate din lovit cu coadă, o furcă, roșu, negru, cu coarne, urât, hidos. Unde vă vorbim despre asta? Cuvântul lui Dumnezeu spune că se poate preface în înger de lumină. Nicăieri în Scriptură nu spune că diavolul și-a pierdut strălucirea, frumusețea. Și ca să vă dau un argument, ce-i frumos întotdeauna atrage. Dacă îmi plac perdele astea, bine să mă duc lângă ele, să le simt, să văd textura, să-i văd culoarea. Dacă sunt uite, tot acolo. Dar nu sunt partea altă, nu? Ei vreau să zic, de ce-i Sfânta e frumos? Pentru că e din natura diavolului. E atractiv aparent. Putredă în mijloc, dar e atractiv aparent. Așa e și diavolul. Spune Cuvântul lui Dumnezeu că se preface în înger de lumină. Care e capacitatea de așa de a fi frumos, atractiv? De aceea nu vă gândiți la nu știu ce fantasmă, la nu știu ce film care l-ați văzut nenorocit cu vampiri și nu știu. Nu te fie așa. Diavolul e frumos, e atractiv. Îți zice, vină încoace. Hai să-ți spun, hai să-ți arăt. Diavolul te farmecă. Asta e caracteristica diavolului. Apoi, frații mei, spune Cuvântul lui Dumnezeu că alături de diavol, diavolul are îngerări, are aliații lui. Și Pavel îi clasifică atât de bine în Efeseni, capitolul 6, cunoașteți atât de bine textul acesta, spune Cuvântul lui Dumnezeu în felul următor, Efeseni, capitolul 6, căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, adică războiul ăsta nu e un fizic, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânirilor întunericului acestui viac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Diavolul are aliații lui gradați, cu puteri limitate, mai mari sau mai mici. Spune Daniel, capitolul 10, despre o căpetenie a Persiei, care a stat împotriva îngerului Gabriel ca să ne aducă mesajul. Despre niște împărați ale Persiei. Diavolul are gradați, are autorități, are linii de autorități care le pune spre noi să ne influențeze și să ne determine să cădem prin ispită. Apoi, lucru mai sensibil, merge mai departe în al treilea lucru. Există oameni care sunt influențați de diavol. Nu pentru, nu? De ce zice că plăcerea psalmistului erau neprihăniți din țară? Că neprihăniți din țară se fac jos. De ce credeți că obsedam părinții noștri ne zice, mă, nu te duce, mă, Ioane, mă, Mărie, mă, nu știu mai cum, nu mai cum vedeți de altele. Nu, am zis, nu te duci acolo, că nu vezi că se drogează, nu vezi că fumează, nu vezi ce fac, nu vezi cum se îmbracă, nu te duci acolo. Pentru că tata și mama știe că există niște oameni influențați cu diavolul. De așa acum pe stradă, numai în piață, dar gata. Și nu putem să fim. Și noi putem să fim. Iuda, Petru, se dădea un exemplu aici, săptămâna aceasta. Petru, la un moment dat zice, tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu? Și nu mai înțelețat de diavolul, zice, Hristos, nu merge la moarte.
Nu ăsta e planul lui Dumnezeu, să te ferească Dumnezeu să faci așa ceva. Noi ne dorim binele tău, noi vrem să te bubulim, să te protejăm, să nu pățești nimic. Și nu vrei să zbori ăsta, e singurul care mă iubește. Ăsta vrea bine. Uite ce fac Dumnezeu, dar Dumnezeu, Hristos, discerne Duhul din el și zice. Înapoi a lăsat părere. Dar eu sunt Petru. Diavolul în momentul ăsta vorbește prin tine. În momentul acesta tu nu ești aliatul meu. Tu nu ești ucenicul meu. Tu ești adversarul meu. Pentru că ești om influențat de diavolul. Cine dragi? Câți dintre noi vedem așa prietenii la școală? Oricât de bune ați fi cu voi, atenție ce o spun acum. Oricât de manierați, oricât de bine v-ați înțelege cu oamenii din lume, oricât de frumoși ați fi, oricât de multe de voi v-ați împlinit, țineți minte, oamenii din afara bisericii, de trei și de fapt, oricât de morași de civilați ați fi, au singur stăpân, care e la fel. Oamenii care nu s-a lui Hristos, care nu îmbrățișat Evanghelia, oricât de bine v-aș înțelege cu colegul și cu colega de bancă, oricât de multe sfaturi bune mi-ar da, însă ai diavolului și într-o viță ar putea să mă lovească. Fii venitor. Apoi, este un dușman în interiorul nostru care se numește firea pământească. E ceva din nou, zice Apostolul Pavel, eu văd parcă plângând, nu scrie acolo cu plâns, dar eu îl imaginez pe Pavel plângând în Romani, capitolul 7, care zice, văd ceva în mine, văd o lege, văd o forță care mă trage în jos, care nu-mi dă pace. Vreau să fac binele, vreau să-L slujesc pe Dumnezeu și vine ceva care mă împinge spre rău. A simțit-o? Asta e aia când zice cineva și simți că crezi ce bine și vine să zici, mai fi la mine. Când te laudă cineva și dintr-o dată parcă crezi toate alveolele din plămâni și ar veni să explodeze, cam așa mai fi la mine. Când îmi spune fratele și sora, mănâncă și mergui și felul ăla, și felul ăla, și felul ăla, și felul ăla, și mai îmbie încă cu trei lucruri. Și zic, da, iau. Ai fi pământească. Și putem cu lista asta să continuăm și o cunoaștere atât de bine. Uitați-vă la voi. Verificați-vă slăbiciunile. Verificați-vă domeniile care sunteți vulnerabili. Acolo ce ne-am fi la pământească. Dar îl slăvesc pe Dumnezeu și v-am adus acum doar partea negativă a lucrurilor. Îl slăvesc pe Dumnezeu, frații mei, că dacă există adversari și adversari reputabili, cum e diavolul, care au dat de pământ cu mari oameni, care au dat de pământ cu mari oameni ai Bibliei și cu mari oameni cotidieni, cu oameni de marcă din România și din lumea întreagă, îl slăvesc pe Dumnezeu că există un aliat sau aliați. Că dacă au fost adversari, există și aliați. Hai că vreau să mă uit la site, am sărit peste. Bun. Sunt câteva persoane diavolului care vreau să le menționăm și este important după aceea vom trece la alianță. Vreau să zic un lucru, frații mei. Noi avem o teologie greșită despre diavol și despre localizarea diavolului. Știți, de foarte multe ori, și am văzut asta din bătrâni, mergeam la stăruință și ziceam diavolul de afară. Diavolul niciodată nu intră în biserică. Vreau să vă zic un lucru. Cum la fel de plin de credință, cred că Mântuitorul Iisus Hristos prin persoana Duhului Sfânt este aici. La fel de bine. Ascultați-mă bine, nici la rugăciunilor care le-ați făcut și a predicilor care le-ați făcut, diavolul este aici. Dacă proclam prezența lui Dumnezeu aici, eu cred că și diavolul este aici. Pe bază biblică. Au fost la cină, în cel mai sublim moment. Și era prințul cerului, era Dumnezeu adevărat, Dumnezeu adevărat, acolo la cină. Și în prezența lui, diavolul era acolo. Cum se poate? Dovadă! În momentul în care a luat bucățica, spune cuvântul Dumnezeu că diavolul a intrat în Iuda. De unde? De pe acoperiș? De unde? De afară, bătut la ușă, hai să intru. Era acolo. Diavolul era în prezența Mântuitorului. Nu a fost deranjat de lucrul acesta. Noi avem, fratele, noi avem o teologie și nu vreau să mă supăr sau să considerați zic ridice și toată bine dacă nu așa. Noi avem o teologie care zice rugăciunea nu va lunga pe dar nu va duce nu știu unde. Nu de pe un spațiu geografic. Din inima mea. De pe copiii mei și familia mea. Din sufletul meu și din influențele trupului. Dar dacă nu pleacă la 10 km, e aici. Și în momentul în care îmi veghez, chiar dacă am alungat, chiar dacă am cerut sângele Domnului, chiar dacă a plecat din mine și atacurile care mi-am dus,
Ispite de nostru e aici și mâine va lupta. Și în secunda următoare va lovi din nou, ca un neînrușinat, ca un nesimțit. Ăsta e diavolul. A fost la cină. A fost acolo și a intrat în Iuda. În cel mai sublim moment al relației lor. Vă imaginați pe diavolul la cină? Cine crezi că te face să te gândești în altă parte? Când frații predică de aici. Cine crezi că îți creează tot felul de nevoi și îți aduci aminte de oala de pe foc și de lucrurile care ai rezolvat și te face să-ți faci agenda în biserică pentru săptămâna care a urmat? Unii mă rog, că așa am desfăcut, unii mă rog, șeful. Cine credeți? Duhul Sfânt. Nu, oameni buni, diavolul face lucrurile acestea. Diavolul ne influențează ca să rupă, scurge, să scurge în viteze relația noastră cu Dumnezeu. Să fim aici cu trupurile, dar sufletul să zboară. În călătorii nevisate. Asta face diavolul. Nu dați vina pe altceva. E diavolul care influențează prin îngeri, prin demonii lui. Vine aici și face lucrurile acestea. De aceea trebuie să veghem, frații mei. Apoi, uitați-vă, spune cuvântul de un biserica primară care era plină de Duhul Sfânt. Mă întâlnit inima doi oameni. Alea și la fiera. Și zice acolo, ce vorbim satana în inima? Putut că și erau botezat, poate și bătezat Duhul Sfânt. Erau membri din biserica primară. Păstor acolo, nu era nu știu cine. Nu era un păstor, poate din secolul 21, cel mai redutabil păstor, ci erau apostolii care aveau darurile din Dumnezeu. Și lui influența pe Petru, vă ziceam adineori, pentru că diavolul are acces în orice spațiu geografic al Pământului, dar nu are acces și proclam cu tărie lucrul acesta. Nu are acces în trupul, în sufletul și mintea mea, numai dacă îi dau eu voie. Pentru că însă lui Hristos, pentru că port pe cetea mântuirii și purtați pe cetea mântuirii. Dacă diavolul a avut acces asupra minții tale, e pentru că tu ai dat voie. Dacă diavolul a avut acces asupra ta, e pentru că tu ai dat voie. Nu că a fost el mai tare decât tine, nu există așa ceva. Pentru că tu ai dat voie, pentru că tu și cu mine suntem copii de Dumnezeu, mărit să fie numele Lui. Mergem mai departe. Aliații, Domnul nostru Iisus Hristos este prietenul nostru și aliatul nostru. Și lucrul acesta trebuie să ne încânte inima. Când vorbim despre Domnul nostru Iisus Hristos, ne spune Biblia că este mai mare. Unii zic că mai tare. Biblia zice că mai mare. Mai mare înseamnă și mai tare, părerea mea. Este mai mare decât ce este lumea, ce este noi. Și ăsta e Domnul Iisus Hristos. Și lucrul acesta trebuie să-l înțelegem. Apoi, trebuie să înțelegem că a biruit pe diavol prin moarte. Că diavolul, oricât de tare ar fi, de grozav ar fi, e un dușman cu un frânt. E un dușman cu o rană. E un dușman care poartă o rană. Și rana asta îi va duce nimicirea. Și ori de câte ori trebuie să înțeleg lucrul acesta, că prin Hristos e o biruință asupra diavolului. Apoi, frații mei, trebuie să înțelegem, vreau să citim versetul acela pus de acolo, Efeseni 1 cu 21. Un verset care mi-e place tare, cu și la ceas. Ascultați ce zice, atât de mult îmi place versetul 21 din Efeseni. Mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice trecătorie și de orice nume care se poate numi, nu numai în viacul acesta, și ci în cel viitor. El i-a pus totul sub picioare și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul lui, plinătatea celui ce plinește totul în toți. Și vorba despre Hristos. Este mai mare decât orice stăpânire. Tine, drag, ori de câte ori te simți încolțit, ori de câte ori te simți ispitit, ori de câte ori te simți că nu ai nicio ieșire, proclamă numele Mântuitorului. Cheamă autoritatea și numele Mântuitorului, pentru că El este Biruitorul. Pentru că singurul care a fost numit minunat, Părinte al Veșnicilor și Domn al Păcii, este Mântuitorul nostru Iisus Hristos și aliatul meu. E prietenul meu, îl simți așa. Aici ai voie să te lauzi. Aici ai voie să scape cam așa de pe tine. Să zici eu ăsta lui Hristos. Așa fel o Dan Isaia, pruncea aia, copiii aceia poporului. Unul la numele Domnului și zicea, eu ăsta-i Domnului. Și celălalt zicea, Domnului sunt. O, dacă am înțelege apartenența aceasta religioasă, cât de ușor ne-ar fi fața iscriniei să zicem, eu îți de partea Mântuitorului, eu îți de partea răstignitului, eu îți de partea celui care a biruit. Țin minte, un prieten drag mie din Cluj făcea într-o vreme misiune în Caracal, era o biserică care a făcea de Nemia,
ceva grupare religioasă și am mers acolo o perioadă și lângă biserica aceea există o vrăjitoare, o vrăjitoare formidabilă. Erau mai multe mașini în fața casei vrăjitoare decât în fața bisericii. Toți se speriau de ea, toți o evitau, împărțeau broșuri pe casa vrăjitoare, toți fugeau și omul acesta a zis, la ce să duc și eu să îi dau o broșură. Femeia asta n-are nevoie de mântuire, indiferent ce de-a fi. Atât de bogată era, încât avea slujnică, avea secretară sau numiți-o cum vreți. Ei a bătut la poartă, a strigat la poartă, a ieșit într-un final și când a vrut să intre, zice, voi nu intrați aici. Și zice, de ce? Vrem să venim să vedem ce mai. Voi nu intrați aici pentru că voi sunteți din ceata răstignitului. Oare noi suntem din ceata răstignitului? Diavolul știa că oamenii ai doi, că tinere ai doi, fără experiență multă, erau din ceata răstignitului. Ori de câte ori vom sta în fața ispitelor sau atacurilor demonilor, noi să înțelegem că suntem din ceata răstignitului și că Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos, este de partea noastră și prin El, zice Biblia, că suntem mai mult decât biruitori, măriți să fie numele Lui. Ăsta este aleatul nostru numărul 1. Apoi spune că Sfântul Dumnezeu mai există îngeri buni. Și versetul 3, Psalmul 34, versetul 7, Îngerul Domnului tăbărăsc în jurul nostru, a poporului Dumnezeu. Ăsta sunt aliații noștri care sunt lângă noi, care ne încurajează, care ne fac galerie, dacă vreți, care sunt lângă noi și ne protejează. Apoi, frații mei, există un altfel lucru pe care nu știu cât dintre noastră, mai este cea în contextul tinerilor, vedeți că aliat, e biserica. Biserica e aliatul nostru de pe pământ care îl vedem. Pe Hristos nu-l vedem, pe Înger nu-i vedem. Dar avem biserica care e organismul viu lăsat de Dumnezeu în lumea aceasta, care e aliatul nostru numărul 1. Unii vedem dușmani. Bătrânii ăia înapoiați, care sunt numai cu reguli și cu pretenții, care ce, care pretinde. Așa cum îi vedem. Ascultați-mă. Dumnezeu a lăsat pe pământul acesta autoritate. Și atâta timp când ești sub autoritatea umană, ești sub autoritatea lui Hristos. Atâta timp de cât ești de sub autoritatea umană, indiferent ce crezi tu, tu ești de sub autoritatea lui Hristos și ești vulnerabil. Părinții ăștia, ciudați, care nu mai interzic, însă autoritatea cerului peste tine. Vă ziceam de câte ori, ori de câte ori mama zicea, nu mergi la fotbal și eu mergeam la fotbal, nu se întâmplă ceva. Până acum am zis, mamă, te rog, măcar dacă nu mă lași, nu zic, dă din cap, fă ceva, dar nu mai zic ceva. Că știam că dacă mama zice, nu mergi astăzi la forma, mergi la biserică, nu mergi, faci temele, și eu mergeam, știam că pățesc ceva. Nu e mama vrăjitoare? Dar mama era omului Dumnezeu care se ruga pentru mine. Și când eu, prin răzvătirea mea, ieșeam de sub autoritatea ei, erau vulnerabil diavolului și accidentelor și tuturor lucrurilor. Nu crezi? Ceară. Ceară și o să vezi. La fel este cu păstorii bisericii, la fel este cu biserica lui Dumnezeu. Frații mei, creșterea bisericii, zice Biblia, că merge în funcție de ce dă, nu fiecare mădulare, atenție. Fiți foarte atenți la cuvântul Dumnezeu și zice ce dă fiecare încheietură. Încheietură. Încheietura pune împreună două mădulare. Creșterea organismului nostru ține de încheietură și facă Dumnezeu să fim unul lângă altul. Facă Dumnezeu să fim uniți tinerii cu bătrânii, această graniță, această separare, această semi-răzvrătirea noastră, că bătrânii nu ne înțeleg, că nu știu, câți mai înapoiați. Să ne facă Dumnezeu să ne ajute să o transformăm într-o supunere, într-o obediență sfântă, în care chiar dacă nu înțelegem, zice, mergem așa, că oamenii ăștia au bătătorit cărarea. Și știu ce s-a întâmplat până acum. De ce să cădem în aceleași spirit și în aceleași experiențe? Dumnezeu să ne ajute în sensul acesta. Să vedem biserica un aliat, un dușman. Biserica niciodată nu ne vrea răul. Prin interdicți, prin sfaturi, biserica ne vrea binele. Prin biserică, ascultând de biserică, niciodată nu o să ajungi în iad. Dar răzvrătindu-te împotriva ei, făcând ce-ți pasă ție, ce-ți place ție și în bisericii, s-ar putea să ajungi acolo. Mergem mai departe. Pregătirea pentru război. Nu vreau să rămânem mult în privința aceasta. Când vorbim despre pregătirea pentru război, vorbim despre echipare. Despre echipare cu un armament. Cu un echipaj spiritual care ne califică, ne pregătește să facem față.
Uitați-vă la această listă și vă întreb, acolo există o greșeală. Atacul doar la ultima paranteză. A fost o problemă de ură. Am convertit-o. Frații mei, uitați-vă la aceste scurs liste obositoare puse de Pavel, FSS 6. Aceste sunt lucrurile care ar trebui să le aveți fiecare dintre voi pentru lupta care nu este aici. Și doar un singur vreau să mă opresc la brâu, le numim vântul de luptă, sau un cinturul de aceasta care este adevărul, latășa care este neprihănirea, călțămintea pe care eu am tradus-o ca pasiunea pentru Biblie. Râs la Evanghelii păcii. Nu doar să zicem, că niciodată nu stai chef și râdă să zici dacă nu ai. Primul rând să o citim, să o memorăm, să o învățăm și apoi să începem să dăm din el. Apoi, scutul care este credința, coiful care este siguranța, certitudinea mântuirii și sabia care este cuvântul lui Dumnezeu. Un singur lucru spun, metaforic, și sper să nu mă considerați exagerat. Brâul, nu mai se poate brâul de astăzi, poate era corect să spunem curia oameni. Nu vreau să fac contestul, dar uitați-vă, fraților, la dumneavoastră, câți dintre noi sunt la mesculeația noastră? Nu se gândi să vă lăsesc pe frate. Că niciodată nu nimerești pantalonul pe măsură. Poți să ai toate celelalte. Dacă nu ai încingerea, dacă nu ai brâul, dacă nu ai adevărul, rămâi cu mine. Și nu vreau să zic o să ai toate celelalte, să nu stegi de credință, să vibreze credința în tine, să ai cuvântul lui Dumnezeu așa, bandă, să curgă peste tine. Dacă tinere nu iubește adevărul și ce crezi tu de fi, nu ești un om adevărul, ești gol. În numele lui Dumnezeu spun, ești gol, nu ești nimic. Elementul central care leagă tot echipamentul unul de altul este brâul adevărului. Și facă Dumnezeu să trăim în adevăr. Oricât de vulnerabil, oricât am înțelege că minciunea e calea scurtă, oricât de mult am încercat să prostim cu sistemul educațional, părinții noștri, profesorii noștri, păstorii noștri, nu uitați! Dacă nu ai adevărul lui Dumnezeu, ești gol, ești în pielea goală și ar trebui să fie rușine și să fie rușine. Dumnezeu să ne ajute în sensul acesta. E elementul central. Mergem mai departe. Apoi, lucru care nu ne place și spuneam și de dimineață discipline spirituale. Ca să poți să faci față, trebuie să începi să te antrenezi. Și tu nu poți să simulezi. Hai bă, frate, prezbitește-mă, nu să zic nu. E penibil. Ispita nu mă vine. Lupta nu mă vine. Războiul nu mă vine. De aceea înțelept este cel care se pregătește. Se antrenează. Și antrenamentul înseamnă să începi să exersezi, să fii un om duhovnicesc. Să începi să te rogi mai mult, să postești mai mult. Chiar posta să postești. Rugați-vă și pentru mine. Că am nevoie. Nu știu să vedeți voi, poate să mă rog și voi. Cred că generația asta e generația non-post. Nu știu, protest pe potul la post. Numai când dă de cancer, de boli, de examen, atunci am făcut altul. Uite ziua de marți la ție. Mă înfrânez de la mâncare, dar tu să rezolvi ceva. Omul care își dă seama că e un război spiritual este omul care postește. Frații mei, nu postiți numai pentru cauze, numai când vine moartea și boala. Postiți măcar o zi pe săptămână. Tineri, nu știu dacă nu puteți, măcar la două săptămâni. Dar postiți 4 ore, 5 ore, 6 ore. O zi întreagă dacă puteți. Postiți pentru voi înșive. Pentru puterea voastră spirituală. Dumnezeu să ne ajute sensul acesta. Și apoi, după o zi de post, postă vină fata cât o fi de dezbrăcată. Sus, nu mai pui să trebuie. Ți se pare mai activ o bordură de trotuar decât o femeie în felul acolo, pe trotuar, îmbrăcată. Poți să fie, nu știu, caietele pe sub bancă, să fluture. Nu te uiți la ele pentru nimic în lume. După o zi de post, încerca să-ți fie mai bine nimic. Pentru că postul și rugăciunea e dopul lucrurilor firești. Și e poarta deschisă spre lucrurile spirituale. Dumnezeu să ne ajute în sensul acesta. Fiecare dintre noi să facem exerciții spirituale. Mergem mai departe. Cunoașterea strategiei de război, și aici vreau să fiu foarte atent. Pe măsura în care vei ști cum lucră diavolul, pe măsura aceasta iubirii, oricât de ignorant ai fi, dacă ești ignorant față de modalitățile diavolului, diavolul te va surprinde. Frații mei și tineri m-au surprins diavolul. Și dacă suntem sinceri cu noi înșine, de mici copii, ne-am surprins de diavol și de strategia lui.
De aceea noi trebuie să cunoaștem că există o strategie, un fel, un soi de lucru a diavolului. Deci, Biblia, că noi nu suntem în necunoștință de planul lui. Dar care sunt? Biblia vorbește despre diavol în doi termeni. Dă târcoare ca un leu sau niște uneltiri. Niște orchestrări a lui prin care încearcă să ajungă la inima noastră și la sufletul nostru. Și toate acestea le putem numi în termeni potrivit ispitire. A fost ispitire. Mâna sus, cine nu a fost ispitit niciodată. Cred că l-ai mort. Ori fizic, ori spiritual. Oamenii morți, spiritual nu mai ispitit, că s-a lui. Și oamenii morți fizic, n-ar ce să mai ispitească, că sunt morți. Orice om a gustat ispit, așa că strategia de altă. El vreau să spun există un tipa, un fel al ispitului. Și dacă noi înțelegem felul în care joacă diavolul, atunci ne vom putea spune nu, nu, nu. Dacă noi nu înțelegem lucrul acesta, cu toată pregătirea și lucrurile noastre, s-ar putea să fie surprinși. Tiparul ispitirii. Primul are un tipar așa, gradual, una după alta, vine și ți le pune în față. Primul lucru care îl spune este, nu te vede nimeni. Îți aduce ispita în față. Și completează spune o gustă. Ia, testează, pentru că nu te vede nimeni. Nu vede nimeni. E singur. Și uitați-vă la păcat. De ce credeți că criminalii lucră noapte? De ce credeți că hoții fură noapte? E logic, nu? Că nu-i vede nimeni. Ei, de ce credeți că majoritatea păcatelor se face izolați? Pentru că nu te vede nimeni. Că asta e arma de amul. Se creează un cadru prin care să nu te vede nimeni, să te simți siguranță. Ia-o. Și dacă nu ce nu vedeți. Așa vreau și creează. Pentru departe. Lasă treacă o bucată de vreme, că dacă e la poarta cetății, dacă se uită pe fereastră Elisei. Lasă treacă o bucată de vreme să fiu sigur că nimeni nu mă vede. Și merge la Naval. Știi, m-a inventat un mic. Frumoasă, am o nevoie. Niște prieteni, haină, niște bani, tăși. Și vine Mișel și ascunde frumos. Și merge la Naval Elisei. Și ce spune Cuvântul Dumnezeu? Ghiazi, mare Duhul pentru el la cutine. Te-am văzut! S-o credeai, s-o cucerură! Lepa a venit de pe ăla pe ăsta, știi de ce? Pentru că Dumnezeu este Cel care vede în orice col din omenirea aceasta. Oriunde ai fi, vreau să-ți spun, te vede Dumnezeu. Te știe Dumnezeu, poți să fii departe de biserică, poți să fii la școală, poți să fii noaptea Madrid, poți să fii nu știu unde. Te vede Dumnezeu, nu ce să mă vadă părinții sau păstorii. Să înțelegem că dacă Dumnezeu este Creatorul, Dumnezeu este Cel care ne vede. Și în momentul în care înțeleg lucrul acesta, zic, diavole, caută pe ăștia bani. Că și dacă ar vrea, există un tată în cerul care a găsit în viața mea. Și ăsta-i contul pe mine. Și ăsta-i contabilitatea asta. Frații mei, Dumnezeu vede. Dumnezeu filmează, ne înregistrează. Sunt unii, și cred că la fiecare dintre noi ne plac poze. Dar Biblia, nu sunt poze. Și înregistrarea Bibliei. Și vreau să vezi exemplific. Fine fapte, merge Matei capitolul 7 și vă ziceam ceva de dimineață. O venit unul cu niște poze și încep să scoate. Uite aici am prorocii. Vezi demonul ăsta cum o sări din ăsta. Aici am fost un drag. S-a zis mai rău. Uite aici am predicat în Arganda. Cam 500 fost la predicarea. Să iată ce am făcut aici. Uite ce realizarea. Și oamenii încep să scoată poze. Le vezi, Doamne? Adică numai lucrurile care mie îmi convin. Și așa facem noi cu părinții. Zice, tata, ce zice acolo? Dar ea strine patrinte, ea nu face pace. Dar astăzi a fost la repetiție. Dar ei unde sunt? Și noi arătăm oamenilor poze. Pentru că imortalizăm doar elementele care nouă ne convin. Ei, Dumnezeu, și ce zice? Între astea două poze ce ai făcut? Fără de lege. Dar trebuie să le-am filmat. Eu am copia video, uite aici. Este o carte de aducere aminte în care mâna lui Dumnezeu de la începutul Universului și până la finalul Universului scrie. Orice om de pe fața Pământului e înregistrat de Dumnezeu și e promis la Dumnezeu foarte lui. De aceea, frații mei, înainte Dumnezeu nu ții pozele. Nici înainte, poate înaintea părinților, mai vrăjim, mai ne scoatem la casă. Dar este un Dumnezeu care vede, care filmează 24 de 24. Și filmul vieții mele, totul Dumnezeu va vedea. Lecția asta nu știu tot era. Dumnezeu să ne ajute să mirim acest tipar al ispitirii înțelegând că ne vede. Că ne vede cineva. Și ăsta e Dumnezeu.
mă duc mai departe. Dar cu refugiu, totuși, ne vede cineva. El vine de acolo în următorul loc și zice așa. Chiar dacă te-a văzut cineva, nu-i grav. Te-a prins tata, bă, dar ce ai făcut? Da, mai mă, tată, că altul a făcut, uite ce fac. Nu, nu de multe ori ați văzut, i-a murit pe părinții voștri și zicând, dar uite-te la fratele lor, dar uite-te la copilul lui Soraya. Dar să vezi ce colega meu, dar să vezi ce-a făcut. Că nu-i grav, e o nimică toată. Nu, e grav. Și asta o înțeles atât de bine Iosif, când a venit femeia aia și a zis, chiar dacă nu ne vede nimeni, sau și dacă ne-ar vedea, ce? Soțul-i departe. Ce? Ce o partidă de seară? E grav. Cum aș putea să fac un rău așa de mare înaintea lui Dumnezeu, zice Iosif? Pentru Iosif păcatul era grav. Orice facem înaintea lui Dumnezeu, înaintea părinților, înaintea profesorilor greșit, lovim în slava lui Dumnezeu, greșim înaintea oamenilor, dar lovim în gloria lui Dumnezeu, de aceea este grav. Păcatul e grav, că până o zi de despărțire între mine și Dumnezeu, indiferent ce dimensiune ar avea, e grav, tineri dragi. De aceea să nu ne jucăm cu păcatul, să nu cochetăm cu păcatul, să-i spunem diavolului nu, caută în altă parte. Apoi dacă diavolul a reușit aici, mergem mai departe și mai departe. Hai și chiar dacă e grav, ai făcut o altă viață. E doar o excepție. Chiar dacă te-a văzut cineva, chiar dacă e grav, ai făcut o boacă de cum nu se poate mai mare. Ai o singură dată. A spart o vază de rubin la părinții mei, fata din Robon, i-a dat-o tata la Roma. Nu l-a și cu ce significație spirituală, emoțională are. A jucat fotbal în casă, i-a pușcat un alt exilian, a făcut o țărbă. A zis, m-a dus la tata ca să nu mă bată în stat. O singură dată în viață ți-a spart. Ți-a mai spart eu vreodată în gază. N-o ținut. Și mi-a luat-o. Frații mei, vreau să spun că orice păcat, oricât de grav sau de mai puțin grav ar fi, dacă e chiar dacă o dată în viață l-a făcut asta de lucenia lui Eternul. Și excepția cu excepția și cu excepția devine legătură. Și devine obicei și devine legătură demonică care nu l-a scoate. Și apoi un lucru pe care vreau să spun. Și ca ultima motivare a diavolului zice, o fi grav, te-o văzut, dar gata. Ăsta e știu, asta e. Dar și dacă e viața mea și n-a plecat de părinte. Dar sunt este care a ajuns la culmea păcatului, zice, nu te văd, tată și mamă, vezi de ale tale, fac ce vreau cu lucrul meu. Mă droghez, mă tăvălesc pe jos, beau, înjectez, mă duc cu ce fată ar vrea din lumea asta, că nu contează. Te-a cu ceva, e viața mea și fac ce vreau. Vreau să spun un lucru. Orice păcat individual nu ne afectează doar viața. Afectează societatea, biserica, primărturia care noastră și afectează gloria lui Dumnezeu. Asta nu înțeles acasă. O zis ful, că ce contează? O sabie? Și nimic a toată o prană de război? Asta e. O bătut o război și au murit oameni. Pentru că nu m-a zis? Pentru că m-a zis numai. Viața mea și face vreau cu ea. Dumnezeu să ne ajute. Încheie aici. Erau două chestiuni, dar vreau să încheie aici. Și să mă rog lui Dumnezeu pentru tinerii din biserica, din telefonul de acolo, să mă rog lui Dumnezeu pentru viața mea și pentru noastră care vă schimbeți și aveți pe căruți. Nu știu cum să facem, să conștientizăm realitatea acestui război. Eu știu că mulți dintre voi sunteți încercați să eu știu că mulți dintre voi pozați să aici. Eu știu asta. Pe 100% convinc de asta. Dar în loc pe Dumnezeu să ne conștientizeze că mai există încă viață, există încă soluții să ne întoarcem în timpul nostru. Și apoi, după ce ne simțim din nou iertați, infuzați de jertfa Sfânta Domnului, să începem să ne punem pe picioare și să trăim cu Dumnezeu ar vrea să trăim biruind. Îmi doresc din toată inima cuvântul acesta să fie cuvântul lui Hristos, care în ziua lui Hristos să zică, vă scriu tinerilor din Arganda, vă scriu fraților vârstă din Arganda, fiindcă voi ați biruit pe cel. Vom face lucrul acesta dacă începem să punem la inimă și să împlinim aceste cuvinte.